Veste bună pentru buzoienii care primesc apă caldă și energie termică de la RAM. Cel puțin până la finalul acestui an, gigacaloria nu se scumpește pentru populație. Există acea hotărâre de Consiliul Local prin care prețul la populație s-a stabilit de 185,24 de lei pe gigacalorie. Acest preț fiind bătut în cuie, să vorbesc așa, până la data de 31 decembrie 2014. Directorul RAM trage nădejde că și în 2015 prețul va rămâne neschimbat. Eu sper că prin eforturi conjugate primărie RAM și nu în ultimul rând Ecogen să poată menține acest preț și în continuare. Dar nu am nicio bază în momentul ăsta, pentru că nu știu ce evoluții vor avea celelalte componente ale prețului gigacaloriei și de asemenea nu știu ce efort își va mai asuma primăria pentru a susține subvenția. Până în acest moment, la RAM s-au înregistrat atât cereri de deconectare cât și de branșare. În momentul ăsta avem cereri de debranșare în jur de 120 până acum. Probabil că acest număr se va majora, și nu probabil, ci sigur, pentru că încă mai avem o lună de zile până când vor începe probele la încărcarea instalațiilor și probele la rece în vederea pornirii instalației de încălzire. Avem și apartamente în blocuri în jur de 20 care au cerut rebranșarea și am mai adus ceva agenți. De asemenea, am adus liceul Contactor, care nu era consumator al RAM-ului. Prețul de 185 de lei per gigacalorie pentru populație a rămas neschimbat în ultimii 7 ani grație subvenției primăriei Buzău, în ciuda creșterii prețului gazelor.